Vremea rea revine. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea valabilă pentru vineri 15 ianuarie, de la ora 8 până la ora 22. Dacă am crezut că am scăpat de zăpadă, ei bine, nu. Meteorologii anunță o informare de vreme rea. În zonele montane și submontane va ninge și se va depune strat de zăpadă mai consistent, îndeosebi în munții Banatului. În Maramureș și în Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana, Banat și Oltenia se vor semnala precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze ce vor depăși pe crestele înalte 70 până la 80 km pe oră, la rafală, viscolind sau spulberând zăpada, dar și în sud-vestul teritoriului, la începutul zilei și local și temporar, în regiunile estice și sud-estice, cu rafale de 50 până la 60 de km pe oră. Începând din noaptea de sâmbătă spre duminică, 16 spre 17 ianuarie, vremea se va înrăutăți în sudul și sud-estul țării, unde aria ninsorilor se va extinde, iar vântul se va intensifica.